am un premiu pentru tine, care de fapt nu e un premiu, pentru că oricum îl meriți, pentru că ești o tânără mămică pentru a doua oară. Și astăzi rugăm abonații aici, urmăritorii, cei care o să vadă video, chiar dacă nu sunt urmăritori, nu sunt abonați, îi rugăm să se aboneze și să dea un like pentru tine. Și promitem că dacă... Ia uite, bagă botul pe aici. Bagă botul, gata, mami, nu te mai lungesc. Ia uite, avem și pisicuța care a venit aici, noua pisicuța a familiei, că noi avem mai mulți membri. Așa, hai să rupem morcovul ăsta. Să dăm ție o bucățică acolo, pentru că avem pui. Hai, dați aici pe butonul de like. Vă promit că o să fac, nu băga capul, te rog. Și tu aici, nu băga WC-ul, asta e toaleta lor. Pe, la modul cel mai serios, asta e toaleta lor, dacă n-ați văzut video. Pisi, dă-te la o parte. Se adună și pisicile acum aici. Stați așa că facem video cu pisicile, următorul video, dacă vreți să fac cu pisicile, că m-ați mai întrebat. Dar astăzi, stai să curățăm și asta, să le dăm și puțină papa. Astăzi facem video despre porcușori de Guinea. Pentru că am văzut că mi-a scris destul de mulți să-i filmez și când o să fete. Adică să filmez femeia când o să fete. Măi, băi bărbate, tu ai aici, uite, ia-l tu pe ăsta. Ia-l tu pe ăsta și acolo. Vreau să-mi scrieți în comentarii câți pui credeți că a făcut. Ea a explodat burta, a fătat, a născut, a făcut puișori. Scrieți în comentarii, înainte să vă arăt eu, pentru că, cât se poate de sincer, nu am idee. Deci, nici eu nu știu câți pui a făcut. Salut! Mă vedeți și pe mine, foarte cald, transpirat, 40 de grade afară, a venit canicula. Bine, e deja mijlocul verii, au, ce unchiu, așa, și e foarte cald. Iar astăzi, femeluța noastră de porc de Guinea, dacă ați văzut, ieri, alaltăieri, când am filmat, am pus video, nu știu când o să-l pun pe ăsta, v-am spus că o să explodeze burta, că o să fete în curând, foarte curând, ceea ce s-a și întâmplat astăzi. Nu știu că, dacă cu 2 ore, cu 3 ore, cu 7 ore, n-am idee. E după amiază și cred că până, nu știu, cred că dimineață sau mai devreme a fătat. Pentru că am tot văzut-o că stă în căsuță, știam că o să fete, că are burta mare. Și astăzi a făcut. Și nu știu câți pui a făcut. Am văzut că, ideea a fost că am trecut pe lângă cușcă, mă uit, mă, femeia asta nu mai iese. Și când dau capul în jos, văd un pui. Du-te, Bogdan ia repede camera și hai să facem o video reacție pe viu. Acum, câți pui are și cum arată pui de la această femeluță, care văd că nu vrea să iasă. Vezi că nici acum n-are curajul să iasă, stă acolo lângă pui, îi protejează. O să încercăm să o ademinim. Dar oricum am băgat aici morcovul, la simpatică, și acolo, dar nu se văd pui de ea. Se vede acolo în spate, 1, nu știu câți e, scrieți voi, 1, 2, 3, 10, deși nu cred că face 10 pui, în niciun caz, pentru că porcii de Guinea nasc pui vii. Și asta e foarte curios. Pisicuța, o să facem video și cu noua membră, noua pisicuță, pentru că mai avem una salvată de Sabina de pe stradă. O să fac video următor, dacă vreți, cu pisica, v-am zis. Așa, haideți să îi dăm și mâncăiau. Cum foșnesc? Deci fiți atenți, cum ies. La foșnetul de mâncare. Ia să vedem, le dăm mâncărică de asta. Asta e mâncare specială pentru ei. Foarte bună. Sunt mai multe, mai e și de la Verselaga, asta e de la... uita ce este. Fan. Ba da, asta e de la Verselaga. Sponsorizați-ne Verselaga, dă mâncare la porci. Dacă mă sponsorizează, nu dau niciun porc, îi țin pe toți. Tu ce faci? Asta e foarte curioasă. Așa, hai că trebuie să dai lăptic la puișori. Iar acum să băgăm mâna, deși pot să ridic asta, vreau să fie o surpriză și pentru mine, pentru că vă zic, se poate sincer, că nu știu câți pui sunt, dar de ce faci așa? Uite ce ne simțite, scurmă. De ce scurmi și le împrăști? Totul le mănânci. Hai să vedem câți pui. Ia, uite, unul. Am prins unul. Wow, ce frumos! Băi, mai mic decât morcovul. Deci uite-l. E cât un pui de șobolan, nu știu, e foarte mic. Deci n-am mai ținut unul de ăsta mic de foarte mult timp, pentru că, dacă ați văzut, v-am zis, femela asta, adică ăștia doi, îi am dintr-o femelă albă pe care am cumpărat-o în toamna trecută și nu știam că e gestantul. Eu doar am cumpărat un singur porcușor de plăcere să-l avem pentru noi și a fost femela gestantă, mi-a făcut pui, iar eu nu am mai ținut un pui atât de mic de ani de zile. Deci ăsta are doar câteva ore. Deci așa arată un porcușor de câteva ore. Câteva ore are piticul ăsta. Deci ia uitați-l ce mitic. Miticu. Mitică-ți zic numele.
Abia se mișcă, iau. Deși merge, vedeți, are ochii compleți. Nu știu ce este, ca sex, dacă e femeie sau mascul. Nu știu dacă se poate observa atât de mic. Dar e foarte simpatic. Ia uitați-le, un tricolor ăsta. Deci, bine, nu e tricolorul României, dar e alb, negru și gălbui. Și tu ce faci? Ești curios? Ești curios? Nu-i voi să-l papă ăsta. Nu-i șoricel. Dar nici n-are tendința să-l pape, pentru că nu miroase a șoarece. Ia uite-l ce simpatic e. Deci, vedeți cum are și cu galben, deci trei culori are. Hai să vedem al doilea. Nu știu dacă, dar ei cred că din ce mi-am amintesc mănâncă din prima zi. Hai, poate nu chiar în prima zi, dar la o zi, două, trei. Mai simt unul, mai mulți. Ha. Uite-l, al doilea, ăsta e mai închis. Aba nu, tot cu trei. Oh, ce modele interesante au. Asta e foarte fain că nu-ți dai seama la ei cum o să fie niciodată. Pisii foarte curioasă, îi miroase. Tot cu alb, cu negru și cu gălbui. Galben, portocaliu, așa. Că na, ăla-i tatăl, asta e mama. Iar ăla din spate e un frate mai mare. E singurul frate, adică un singur pui a făcut în prima serie, ăștia doi. Dar v-am spus în videoclipul anterior, dacă l-ați urmărit, că nu vreau să-i las mai fete, nu vrem să facem herghelie sau cum se numește, crescătorie de porci de Guinea. Așa s-a nimerit. Dar nici nu am vrea să-i dăm, doar să-i separăm, să pun în cuși separate sau să-i mut în spate, în țarcuri separate, să aibă cât mai mult spațiu, să se plimbe. Ia să vedem, mai băgăm. Am mai găsit unul. Sau e tot ăla? Nu, e altul. Ăsta are o tungă. Trei până acum. Trei gogoloașe mici. Foarte simpatici. Foarte mic și simpatic. Ia uitați ce pe ăsta frumos. Îmi scrieți care vi se pare cel mai frumos. 1, 2, 3, 4. Al treilea. Hai, următorii. Ia. Mai e unul, patru. Nu, ăsta e altul. Stați așa. A fost mai devreme. Nu mai e nimic. Acum o ridic. Doar trei. Dar totuși, sunt trei. Sunt destul de mulți. Sunt trei. Și vreau să vă zic că puiul ăla mare, adică ăsta de aici, din spate, s-a să scot asta acum. Deci, puiul ăsta are vreo trei luni. Trei luni, să zic, cam așa. Deci maxim 3 luni de 3 luni, cred că are. Nu mai știu cât durează gestația, am și uitat. Sincer, ia uitați ce frumoși sunt. Foarte simpatici. Pitici ăștia. Da, deja nu mai în cap aici, e neîncăpătoare cușca asta. E normal pentru unul, maxim 2, să zic. E o cușcă destul de mare, dar totuși sunt porci de Guinea și ăștia se fac mai măricei. Vedeți, masculul e mult mai zdravă decât femeia, mai grăsun, mai solid, a început să ia proporții. Și masculul este scos în decembrie, dacă nu greșesc. Dacă nu greșesc, cred că prin decembrie este. Da, adică ăștia doi sunt din decembrie. Și deja, în iulie, acum, uitați-vă, se face herghelie de la un porc doi de Guinea. Am zis că ăștia doi sunt de dat și ăștia o să fie tot de dat. Deci dacă vrea cineva pitici, ioi, dar ce simpatici, bă, deci uite-te puțin la ei, 1, 2, stai să se pun pe gazon, 1, 2, stai să le iau și pe al treilea, pisica asta în spate și se uită la ei, dar nu le face nimic, doar e curioasă, 3, uite ce frumoși și mici, chiță e mama lor, îi caută, îi băgați-vă acolo, dar să se mai protejați, oricum îi alăptează, cred că cel puțin o lună, două, și după care se înțarcă puii, ăla mare, clar, e înțărcat, dar ceea ce nu mă așteptam e ca la șobolani. Adică, na, sunt rozătoare, la urmă urmei și ăștia. Și anume, pe lângă faptul că imediat ce fată femeia, cred că iar intră în călduri și începe să o coțăie și trebuie neapărat separat dacă nu se înmulțesc foarte tare, haotic. Asta este treaba, am zis și în video anterior. Nu am vrut să-i dăm pentru că ne-au plăcut și noi am zis că sunt femele. Eu am zis că e mascul și femele, dar ei au crezut că sunt femele. Dar asta este, se mai întâmplă. Dacă n-ați văzut, v-am explicat anterior. Și am zis că astăzi filmez pentru că m-ați rugat să și filmez câțiva dintre voi când o să fete. Și mă țin de cuvânt. Și voi încerca, că nu pot să promit lucrul ăsta, ca să filmez mai multe vloguri cu animale perioada următoare, cât sunt pe acasă. O să încerc să filmez, să încerc să fac vloguri zilnice, nu pot să vă promit lucrul ăsta, dar voi încerca să mai filmez așa cu animale prin gospodărie.
Îmi scrieți în comentarii cam ce vreți să mai vedeți. Oricum eu filmez cu animale pe canalul secundar Viața la Țară, intrați acolo neapărat, puteți să vedeți mai multe vloguri. Dar dacă vreți să vedeți, nu știu, cu pisicile, cu căței, cu porumbei, cu ceva, aici, pe canalul mare, o să fac asta pentru voi doar acum. După aia nu o să le mai vedeți aici, o să le vedeți tot pe canalul secundar Viața la Țară. Intrați în descriere și abonați-vă acolo. Dar ăștia nu sunt animale din Viața la Țară, ăștia sunt niște animale de companie, niște animale, genunchiul meu, niște animale, na, ca și pet, animal de companie. Deci, cam asta ar fi cu porcușorii de Guinea. V-am făcut și vouă pe plac și am făcut și un vlog pentru amintirea mea că avem din nou pui la porcușori. Și v-am zis încă o dată, am scris pe Instagram, dați acolo urmărie și puteți să-mi scrieți în privat dacă vrea cineva porcușorii ăștia, doi sau separat, unul din ei, îi voi da. Și pe aia mici când vor mai crește, pentru că nu vrem să ținem foarte mulți, că nu avem scopul de a-i înmulți. A fost o întâmplare, că am luat o femelă gestantă și după care s-au înmulțit între ei. Asta e partea a doua, că nu cunoști foarte multe aspecte, nu cunoști sexul când nu mai ai un animal de genul ăsta sau nu mai am de când eram adolescent, că acum mai bine de 15 ani am mai avut porci de guinea. Bun, ăsta a fost video, eu am fost Bogdan, vă urez sănătate și numai bine!